problemele din educație sunt din nou subiect de revoltă. De data aceasta, profesorii sunt nemulțumiți de condițiile de evaluare a elevilor impuse de către Monica Anisie printr-un ordin de ministru. Potrivit documentului, notele pe care elevii le-au primit pe perioada pandemiei de coronavirus trebuie negociate cu părinții. O situație care ar submina autoritatea profesorilor, spun dascălii, care au și făcut o scrisoare descrisă către Ministerul Educației pentru a-i cere eliminarea acelui articol. Stăm de vorbă chiar acum cu doamna Monica Alexandrescu, profesor la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală, unul dintre semnatarii acestei scrisori. În același timp vorbim și cu Iulian Cristache, care este președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți din România. Bun găsit, amândurea, și vă mulțumim pentru această intervenție. Doamna profesor, înțelegem din acel ordin al ministrului că tot ce ați făcut dumneavoastră până acum, tot ce ați notat, trebuie de acum încolo discutat cu fiecare părinte. Cum se poate asta? Adică... Exact. Bună ziua. Pe de o parte, este extrem de greu, dacă nu imposibil, de realizat practic de a obține un astfel de acord din partea fiecărui părinte. Pe de altă parte, până la urmă, se pierde din vedere esența actului de evaluare. Pentru că, până la urmă, evaluarea, conform articolului 72 din Legea Învățământului, trebuie să fie o acțiune obiectivă, competentă, realizată de către un cadru didactic care trebuie să măsoare competențele elevului. Ori, o astfel de activitate, în momentul în care este negociată într-un fel să obții acordul din partea părintelui, practic își pierde semnificația legală. Pe de altă parte, din punct de vedere deontologic, o astfel de obligativitate de a obține acordul din partea părintelui înseamnă că automat se consideră subiectivă și nerealistă evaluarea făcută de către un cadru didactic. Da, profesor, luăm o situație ipotetică. Să spunem că la o lucrare dumneavoastră ați stabilit că un elev merită nota 8. Atunci părintele poate veni și să spună: doamnă, eu cred că merită 9, sau să spuneți: bine, haide 9, apoi părintele spune: eu mai bine 9,50. Adică până unde poate să ducă această negociere? Pe de o parte, trebuie să facem o precizare, și anume că este vorba, cel puțin în acest ordin, despre notarea online. Ori în acest caz este vorba de proiecte realizate de elevi, de răspunsuri pe care acestea le-au dat în mediul online și chiar de testări, dar nu lucrări scrise, ci răspunsuri online. Bun, și începe această negociere sau ce se întâmplă mai exact? Păi asta este, că foarte exact nu știm nici noi în ce constă această negociere și această obținere a acordului din partea părinților. Pentru că până la urmă, părintele poate să dea acordul pentru nota 10, nu? Dacă este o notă mai mică decât 10... Domnule Cristache, bună ziua! Iată, avem această situație și am văzut clar scris în acel ordin de ministru că orice evaluare, și vorbim aici doar despre acele teste date pe perioada pandemiei, trebuie consultate cu părinții. Cum s-ar putea face? Adică știm și noi că, bun, și eu sunt părinte, părinții pot fi subiectivi. Dați-mi voie, s-a interpretat greșit și eu nu știu de ce Ministerul Educației și Cercetării nu a revenit asupra acestui fapt. I-am sunat acordul și noi astăzi, cere... știți, dar este 1 iunie și ei nu lucrează. Acordul se cere înainte și nu ne târguim pe notă. Eu am și făcut o postare în acest sens. Nu ne putem bate joc de această profesie și trebuie respect reciproc. Deci un profesor care consideră că trebuie să evalueze un elev în funcție și de dorința elevului, pentru că el poate să fie, nota poate să fie echivalată, este o procedură. Și acest accept s-a pus tocmai pentru a nu se crea niște abuzuri, având în vedere că nu există acces unitar la nivel național. Un elev care nu are acces la platformă online poate fi sancționat de către un profesor pentru simplu fapt că nu intră, el neavând posibilitatea. Și de aceea s-a cerut acest acord, astfel încât elevul, dacă dorește să își mărească nota sau dacă dorește să fie notat, spune înainte, atenție, înainte, nu după: doamna profesor sau domnule profesor, eu doresc să fiu evaluat la disciplina X, și după ce și-a dat acest accept, nu se negociază nota. Nota este cea care este dată de către profesor și punct. Adică nu ajunge să ne batem joc de această profesie, să spunem: nu, că nu convine nota 8, că eu vreau 10 și mai ascultăm o dată copilul. Nu voi susține niciodată, și federația, nu eu, nu va susține niciodată o astfel de abordare.
Păi bun, dar în acel ordin de ministru scrie negru pe alb că toată evaluarea se va face cu acceptul nu elevului sau parte a elevului, dar scrie și despre părinte sau tutore. Adică înțelegem. Vine părintele și spune, domnule, copilul meu este mai bun la disciplina X sau și vreau să mi-l evaluați acolo, până la urmă este o situație... Nu, acceptul părintelui, vorbim despre copiii care sunt minori și trebuie să intervină un dialog între părinte și profesor. Adică profesorul, dacă cere ori pe rețeaua, pe modul în care interacționează, platforma online sau pe grupurile de WhatsApp, da, poate să facă un apel, să spune care dintre acești copii doresc să fie evaluați. Și spune, Andrei, Mihai și Vasile vor să fie evaluați. Ăla este singur accept care se cere. În rest, nu se negociază nota. Despre asta este Domnule vorba. Domnule Cristache, vă citesc acum din ordin. Valorificarea activității online prin calificativ, notă, se face cu acordul părintelui susținătorului legal. Păi da, modul în care își dă acceptul să fie evaluat, pentru că dacă acel copil nu are posibilitatea să intre în mediul online, există o procedură de echivalare a notei. Despre asta este vorba. Bun, deci nu are copil nicio poate să... Nu are nicio legătură deci cu un nota. Copil poate să spună, eu nu doresc să fiu evaluat în mediul online și îmi echivalați nota conform procedurii. Despre asta este vorba. Da, profesor, dumneavoastră ce ați înțeles? Da, nu am înțeles acest lucru noi din ordin. Noi am înțeles că trebuie să ne desfășurăm în continuare activitatea online. Școala a pus la dispoziția tuturor elevilor, în cazul în care aceștia nu aveau posibilitatea de a intra în mediul online, un ajutor în acest sens. Noi ne-am desfășurat activitatea, poate că nu exact ca înainte, dar în orice caz am încercat să o facem cât mai bine și să ne adaptăm cât mai repede acestei situații. Ori în condițiile în care activitatea, cel puțin la Colegiul Național Gheorghe Razăr, s-a desfășurat în aceste condiții bune, în măsura posibilităților existente, rezultatele acestei activități ar fi trebuit să fie evaluate. Ori evaluarea nu poate fi făcută prin acord. Am înțeles. Am solicitat și Ministerului Educației și Cercetării un punct de vedere, pentru că, iată, este o dispută. Am văzut scrisoarea transmisă Ministrului Educației de către profesorul de la Gheorghe Lazăr, scrisoare la care în mediul online, cel puțin, s-au alăturat foarte mulți profesori. Vă mulțumim foarte mult amândurora pentru prezența în Jurnalul de Știri. Să știți că și noi suntem alături de profesori în acest demers, deci nu se pune problema să fim împotriva profesorilor. Asta e foarte important, să se știe că nici părinții nu sunt de acord până la urmă, dacă ar fi vorba până la urmă ca acești părinți chiar să-și dea acordul peste profesor pe not.